Sunteți, da, sunteți psihotari în Germania, îngrijiți de oameni bătrâni, în vârstă, ca să zic așa. Da. Și aveți vești triste de acasă, că v-au numit bătrâni fratele și sora, care de fapt nici nu ajunsese la vârsta pensionării. Da, nici nu m-am așteptat la așa, ăsta e strașnic, că pe data de 25 mai a decedat fratele meu, care avea 57 de ani. S-a adresat la 25 mai doctor, anul trecut. dar acum 25 ianuarie, am A, greșit, anul ăsta, 25 așa, ianuarie, anul așa. ăsta, da. Așa, pricina care a fost? Că s-a lovit la un călcâi și Durie s-a adresat la doctor acolo în satul Lazo, cum mi-a spus, de la Androche și acolo, aproape de Lazo. S-a adresat la doctor Ceala, eu spus în față că să dea capiș, eu am spus dacă nu uitem pașaport și încet, nu a trecut mult timp și fratele meu a decedat. Asta e dureros. Dar Eu păi, deși că lucrez, că nu am... astea nu doar sunt dureroase, sunt chestii penale dacă eu cerut bani. Cine? Medicul din sat? Dar nu pot face nimic, eu sunt departe, nu pot, m-aș duce acolo și aș vedea ce înseamnă. Și dacă n-am putut să-mi scriu când fratele, înainte de să decedeze, ne-a spus că ia că așa, doctor, și că așa, și eu spun, nu știam ce să spun. Și nici acasă n-am putut să mă duc la mormântare, pentru că trebuie să mă duc urgent, trebuie ori la avionul ăștia departe, ori la rutieră trebuie mai nu dovedem. Nu dovedem. Și ia că n-am Deci la fost nici la Zo, mormântare. satul la Zo, raionul Drochia, pe lângă Pelinia și Sofia. Da, da, Și da. medicul din sat i-a spus așa ceva. Trebuie bani și uite câți ani ai, Și da? medicul din sat i-a spus, eu rotat așa. Da, Că da, da. deștele, Eu i-a spus aha, capiș. că trebuie Și capiș. da, din deget i-a arătat. Capiș, spune. Și, e, dar uite în pașaport. Și el spune că da cât, fratele îi spune. Îi spune cât și să duce. Spune că spune și nu știu, nu pot să zic că dacă i-o duc ceva sau nu, că am spus la fratele, dacă trebuie ceva, de să ajut, Dar dar sărmanul nu mai dă. deseori doctorii îți cer bani chiar dacă n-ai nicio șansă și chilipirii de sărași bolnavi de Exact, da. cancer, de tuberculoză sau unii incurabil bolnavi, dar medicii storc bani din el, mai ales dacă află că au rude psihotare, scot de bani din ei și după aceea urât Fix, și fix așa. câți ani are, nu vezi câți ani are, dar câți ani a zis că avea fratele nici 60, nici nu se pensionase, da? Dar de ce trebuie să spun? Eu când văd aici, dacă eu 16 ani, dar mă îngrijesc de bătrâni și când văd că are 106 omul a decedat în 2011 în Israel, 106 ani, când avea ceva, când spune condiții sau când ceva, Doamne, toți doctorii veneau și că trebuie așa de făcut, trebuie Și așa, încercau dar să-l trebuie o... salveze, da. Sau iau-te în România aici, un episcop are 90 de Da, ani și tot încearcă să-l salveze. da. Da, ea ca și bătrână care eu am ea, are 85 de ani. Dar, Poftim. Doamne ferește, pe lângă dânsa, cu... parcă e fată mare, cum să spun. Ești Păi, și dumneata, așa... ai interes să o îngrijești pentru că vrei să păstrezi lucrul cât mai mult, nu? Da, desigur, când am venit, bătrâna mea nu putea să meargă bine. Acum, pot să meargă și fără căruciorul ăsta care... O, ați Slavă ajutat-o? Domnului! Da, slavă Domnului! Toți, ea că trebuie să primești un premiu, acum asta trebuie să ne dea la începutul săptămânii asta care vine. Dar pe cine, familia vă dă sau firma mediatoare? Firma Aha. ne dă, da. Bravo. Și a zis că și cu sora ați auzit Familia ne ceva dă de acasă. câteodată câte 50 de euro. Și Poftim? sora a zis că ați auzit ceva de acasă, că i-au spus medicii. Și vreau să spun, da, asta și vreau să mă adresez către doamna ministru sănătății, doamna Viorica Dumbrăveanu, da, care Parcă acum așa o sunteți cheamă, da. ministru. Vă rog frumos, eu tare, tare, cum mă închin în fața doctorului. Dar nu înțeleg de ce se întâmplă așa. Vă rog că să faceți un fel de indicație pentru doctorii care nu-și dau seama, poate, sau nu s-au dat jurământul, sau nu știu dacă sunt doctori. Cum poate așa că sora mea duminică, pe data de 3 mai, la Buicani, a chemat salvarea de urgență, cu temperatură și
Mai cu un an în urmă, eu la salvare de urgență, au avut o puncție la șerăschinerie. Când se agravează ceva, are temperatură, o doare și o chemat salvare. Așa, doctorul care a venit cu o salvare de urgență îi spune la sora mea tot aceeași vorbă care a spus la fratele, Doamne ferește, că femeie dragă, mai ultim pașaport. Dar cum spate? Dacă tu ești doctor, cum poți să zici ultim pașaport? Dacă într-adevăr eu am lucrat la lucrez cu bătrânia ca îngrijesc și 106 ani și nimeni nu i-a spus ultim pașaport. Cum pot eu? Și pot să-i spune la doctor dacă e doctor, nu știu încă. Chiar nu știu dacă se mai poate așa, numai în Moldova noastră așa. Trebuie Și n-ați știi? sesizat, eu știu, și superiorii de la spital sau cumva, sora nu s-a plâns pe așa atitudine, pe așa comportament, o tolerat? Eu s-a plecat a doua zi la, o mers la doctor de familie acolo și i-a dat buletin. Dar nu știu, dacă e să simțea tare rău, tot D'acord, punctul dar la după aceea șarva... când își revine trebuie neapărat să-și amintească ziua, ora la care a sunat la ambulanță și să facă o plângere la șefii spitalului de urgență sau poate chiar la minister. Ce să vă spun, dacă e tare rău să simțe, tare rău să simțe și temperatură și nu puteți să-mi ieși cât de la șerăschinare, nu e, ține tot De acord, corpul nu-i glumă, și da. i-am spus să-mi spui, i-am spus la sora, să-mi spui, te rog, cum, dacă vrei, ca să mă adresez la ministru, dacă și acasă m-aș duce, dar acum nici nu poți la noi, în Moldova noastră, nici nu poți să te duci la audiență, la ministru, că te duci și te primește o secretară, acolo cineva, și asta ca și cum ai vorbi și treci pe lângă ureche și gata. De asta eu Ca și cum... recomand oamenilor să vorbească public, să denunțe astfel de cazuri public, ca să facă un Da. curent de opinii și să simtă și medicii, și managerii spitalului, și miniștrii, să simtă că oamenii sunt nemulțumiți, să încerce să facă ceva, să oprească atitudinea asta arogantă, dă banii sau Sigur. uite în buletin, în pașaport. E absolut Sigur. scandalos. Desigur, și încă mai au doctori, mai au un cuvânt care tot, o vorbă care parcă învățați la școală cuvintele astea. Dacă noi ne ducem psihotare, deși și noi n-am vrea să stăm acasă, când ne ducem psihotare, dar aici prețurile, cum ne-a spus un evreu cu decedat, că bătrân, sarmanul, drept a spus, voi degeaba lucrați, pentru că zi cu zi voi strângeți leafa asta și zi cu zi se mărește tot, cum se scumpește tot, și voi rămâneți fără nimic, așa și-a fost, așa și este, așa și la mine e fix tot așa. Și eu că lucrez. Și am avut eu, ce am vrut să spun? Am avut în vedere că când ne ducem acasă, femeile, am auzit la multe femei, așa, când te adresezi la un doctor, că da, aici se duce sănătatea, se duce zi cu zi. Și când se adresează o femeie la doctor și vă rog, ia ca așa sau așa, că vreau să mă controlez așa, a, voi vă duceți psihotare și pe urmă veniți la noi să vă lecuiți. Dar ori asta se poate să zic așa un doctor? Mai Ori ales că cei pot care să vin spun de că acela e psihotare sunt doctor? obligați să cumpere polițe de asigurare medicală sau iată în cazul dumitale că ești pensionară și ești asigurată de stat pentru că ai contribuit la bugetul public toată viața. Asta e chiar imoral pentru că medicii sunt plătiți din munca de noastră de până acum sau acelora care plătesc polițele. Deci cum să le reproșez oamenilor că au plecat psihotare? Vorba dumneavoastră, ei nu au plecat la plimbare. Și chiar dacă au plecat la Da. plimbare, tot e dreptul fundamental al oricăruia. Și te duci să te tratezi la tine acasă sau te duci unde vrei să te tratezi. Nu cred că ei nu Desigur, tratează niște străini dacă vin și le dă bani. drept ai spus, Oleg. Eu vin la mine acasă, eu stau și suport că dacă aici ai spune că of, mă doare asta, piciorul, mă doare capul, stomac, poate, nu suntem de fier. Dar ne gândim, lasă poate trece și începem să bem câte un medicament, asta, da, să mă duc acasă și să mă duc la doctorii mei acasă în Moldova. Și când ajungi acasă, spune, voi vă duceți. Dar prostii, mă scuză ăștia care, dar chiar că prostii, nu așa, dar prostii mari. Cum poți să zici așa? Și presupun că staman medicii pe care îi plătiți acolo, la casă, nu cred că le dați bani în buzunar direct.
Îți plătiți la casă și din asta ajunge totuși în salariul lor. Ce reproș au? Cum justifică ei remarcele astea? Eu nu invidiez pe doctor Sărmani, că mulți se jelă că au familia acasă și știi cum, și leafa e mai mică, nu e așa cum 2 miliarde, cum am văzut aici deputații ăștia din toți ăștia din Parlament și miliarde acolo și mii și sute de mii primesc leafă. Eu nu invidiez pe doctor, dar lasă să nu mai zic așa vorbi, parcă sunt într-o familie, știi, s-au învățat unul de la altul, nu știu, nu se poate așa, eu cred. De acord. Cred că ar trebui să fie mai Eu vreau calculați la la închei. vorbă. Da, vreau la încheiere să le doresc doctorilor mult, mult, mult sănătate și să... Dar Mai cu ales că acum ați celălalt pe doctor... prima linie și sunt primii cei mai vulnerabili și infectați. Da, să-i Acolo în păzească Republica Dumnezeu. Moldova, ca aici în România sau la dumneavoastră în Germania, nu cred că medicii sunt atât de infectați, atât de mare procentul de medici infectați. Dar acolo, în Republica Moldova, din cauza datărilor proaste. Așa, da, sigur. Aici, fiica și băietul, la bătrâna mea, sunt doctori amândoi. Oh, chiar Așa că... medici. Da, desigur, așa că e... Cum? Tot întrebări sau ceva, dacă spune că să-mi spui. Cum vine în casă, mă întreabă. Mama, cum Lidia? Cum te simți? Cum sănătatea? Plăcut! Știi, cum Bravo! parcă o soră vine. Mă bucur! Da. Mulțumesc pentru mărturie, pentru sinceritate și pentru curaj. Trebuie neapărat să ne opunem, să ne împotrivim atitudinii obraznice, indiferent dacă vine de la medici, de la vameși, de la polițiști, de la politicieni, de la migranți, de la oricine. Trebuie să ne împotrivim și să le cerem civilizație, atitudine responsabilă, cu respect. Sigur că Seară bună, mulțumesc! mulțumim de asemenea, la revedere!